Da, dăm cuvântul Domnului. Dăm cuvântul Domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Dispoziția numărul 379 din 24.11.2016 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești de Bacău. Din data de 29 noiembrie 2016. Primarul Comunei Bârsănești, alineatul 1 și 2, precum și articolul 68, alineatul 1, articolul 115, alineatul 1, litera A din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, modificată și completată. Se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, care va avea loc în data de 29 noiembrie 2016, la sediul primăriei Comunei Bârsănești, în sala de Consiliu. Proiectul ordinei de zi este următorul. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea plății sumei de 606.803,58 lei, reprezentând lucrări executate la obiectivul de investiții modernizare drumuri locale, și de ce 158 din Comuna Bârsănești, județul Bacău, de către SC Trasca PATSRD din bugetul local de venituri și cheltuieli respectiv din excedentul anului 2015, sursa A. Inițiator primarul Comunei. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2016, inițiator primarul Comunei. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Bun, mai trebuie un punct la ordine de zi, alegerea președintelui pentru perioada următoare și divers. Dăm cuvântul domn primar pentru a prezenta primul proiect la ordine de zi. Nu, dar la primul proiect vreau bine de zi, dacă cu cuvintele noastre, da, putem face felul următor. Deci, s-a făcut lucrarea la Rătești, s-a plătit prima factură. La a doua factură, a mers cu factura la București, din lipsă de fonduri nu s-a mai achitat factura. Problema e următoarea. Noi, ca să putem, forța un pic constructorul ca prima lună al anului următor, care se poate lucra și eu, martie, april, să vină, să termine lucrarea la Rătești, trebuie să-i achităm factura restantă. Am primit notificare, cum să aveți, cred că și în... Am primit notificare de la MDRAP de la București, că nu se mai poate achita, că nu mai sunt fonduri. Dar, am înțeles de la Mialogul, că s-ar putea din... au făcut o analiză, au fost comune care au primit mai mulți bani și au efectuat lucrări mai puțin. Și acum, vor redistribui la comunele care au efectuat lucrări și nu au primit banii, suma aia de bani. Deci la fiecare către trebuie. Dar noi, ca să fim siguri că până la sfârșitul anului să nu rămânem cu datorii pe anul care vine și nici constructorul să nu plece la altă lucrare, am zis să plătim din excedentul nostru bugetar. În momentul când vin banii de la MDRAP de la București, intră înapoi în cont și noi suntem, nu rămân nici cu datorii, avem și constructorul la mine. Dacă vă aduceți aminte, noi când aveam cele 40.000 de euro la Eregiu, aveam un garant. Adică era garant Galo, care ne-a rezultat bani. Aici avem ceva garant. Da, deci contractul de finanțare semnat... Nu ne prezint că rămânem... Deci noi avem un contract de finanțare cu MDRAP-ul, adică guvernul până la urmă, urmă că doriei îi distribui bani, în 2015-2018. În contractul ăla prevede că deci, suma e eșalonată pe ani, dar a revenit la, nu mai mi-aduc aminte, la 6 luni, după ce am semnat contractul și cu o altă adițional prin care ne spunea, dacă lucrările se execută, toți banii se pot livra în anul în care 2015-2016 sau când se termină lucrarea. Deci garantul este contractul de finanțare cu Guvernul României, cu MDRAP. Da, vreau să iau și eu cuvântul, dacă se poate. Da, am văzut că societatea prestatoare a depus către primărie, către da. Să se restituie, adică datoria de 6 da. Miliarde de lei, așa cum reiese din adresele astea. Vreau să ați înștiințat Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructură și ei v-au răspuns, așa cum ne-ați spus și dumneavoastră. Sunt două posibilități aici. Aveați două posibilități ca și unitatea administrativă teritorială. Fie să asistați lucrări, fie să decontați resursii proprii. Așa cum a ridicat problema domnul Georgescu. Avem un garant
pentru dacă noi dăm din excedentul bugetar, garantează cineva că noi putem reconstitui această sumă? Contractul de finanțare până în 2020? Da, dar nu, totuși nu garantează contractul. Asta e, contractul este făcut între guvern și unitatea noastră, teritorială. Da, dar... Dar nu avem un garant în spate că putem recupera această... Este pentru un creanță. Program. Este pentru un program, ordonanța 28 care e. Deci toți banii, banii ăștia când s-au alocat și s-au aprobat proiectele, deci ei știau exact câți bani trebuie pentru toate proiectele aprobate. Acum. Problema e în felul următor. Au fost comune care s-au mișcat mult, mult, mult mai repede și lor nu s-a dat toți banii. Și fondul repartizat pentru anul ăsta s-a terminat. Aia am trebuie. Înțeles, da. Acum e normal, după cum scrie pe prevederile OG28/2013, ar trebui să aștepte firma prestatoare pentru fondurile de creditele care se dă pentru 2017. Așa ar trebui. Da. Așa ar trebui. Da. Dumneavoastră v-ați oferit, zic, să dați mai devreme ca să prindeți lucrarea, să zic așa. Ideea este în felul următor. Deci noi nu avem o garanție 100% că acest excedent va putea fi reîntregit. Nu avem această garanție. Dacă nici hârtiile nu sunt niște garanții și niște dovezi, atunci înseamnă... Doi la mână. Vreau să mai discutăm despre o problemă. Am văzut referatul compartimentului de specialitate de la de aici, de la noi, din primărie. Să mai vorbește despre o, nu știu, o licitație sau despre o lucrare care trebuie să o presteze SCR-ul Construcții SRL. Da. Pentru modernizare rețea drumuri locale în comuna Bârsănești și drumul comunal 158. S-a alocat o sumă de bani, rămânând să se mai plătească suma de 28, deci s-a alocat 50.000 de lei, deci 500 de milioane vechi, urmând să se mai plătească diferența de 28.000 de lei, adică 200 de milioane vechi, ca să întregească suma de 78.000. Da. Nu cunoaștem despre această lucrare, nu știu, nu ni s-a prezentat. Da, se cunoaște, este hotărât de Consiliul Local. Pe proiect, nu știu, măsura 7.2. Da, măsura 7.2. Dacă ne puteți explica în concret ce anume se face. Deci, sunt o serie de muliți care îndeplinesc un anumit punctaj. Deci este un proiect de asfaltare a uliților Sătești. Da. Și construirea două poduri. Când cred că consilierii din vechea, știi? De asta primăvară. De asta primăvară. E totalul mai. Așa. Prin care, dacă reușim, noi trebuie să depunem și trebuia să se depună normal undeva la sfârșitul lui august. Au fost niște probleme cu deschiderea lor. S-a asistat. Iar în ianuarie sau în februarie se deschide iar programul 7.2. Nu că iar. Chiar se vede la mine că se deschide. Că se deschide. Deci nu a mai fost o treaptă și a doua. Da. Deci în prima. Așa. Ei, noi am făcut faza DALI, am făcut studiul hidro, am făcut aproape toată documentația. Singurul ce a mai rămas de făcut este, trebuie să facem, de asta o facem în decembrie, hotărâre de Consiliul Local, prin care trebuie să demarăm, știți, deci apele, podurile care trec peste ape, raile, care sunt în administrația apelor române, sunt în domeniul public al statului, de, nici de cum al primării. Ei, ce se întâmplă? Apele Române ne cere acum concesionarea de la... Noi să luăm în concesiune malurile de la domeniul public al statului. Așa. Deci asta ar mai fi singura care ar mai trebui să o facem. Și dacă dă Dumnezeu și ne încadrăm. Deci, practic, aceste sume de bani privește această lucrare. Da, da, da. Deci sunt studiile făcute. Dali, cu hidro, mai rămân... Da, e făcut. Da, sigur, tot. Nu cere. 10 atributuri plătite. Podurile, da, sunt alea de la Chicerea și vreau să cer. Da. Aici mai avem o șansă, dacă banii vin de la guvern, trec prin primărie, avem o siguranță că vine la noi, da. Cum să vă zic, domnul Georgescu, dacă să mi se permit să răspund. În august, mi s-a prezentat de către compartimentul contabilitate din cadrul primăriei. S-au mai rocat niște bani tot pentru drumul, cu inundațiile astea, dacă vă aduceți aminte. Da. 225 de da. Mii de lei, 2 miliarde și ceva bani vechi. Da. Aici, da, dar aia nu au nicio legătură cu drumul ăsta. Aia au venit din hotărâre exact pe punctele unde a stabilit comisia formată din ISU. Au intrat bani totuși în conturi, au intrat destui bani, să zic așa. Cred că, na, acum, eu nu știu. Eu m-am referit că avem o evidență la planiește, 6 miliarde. Am prea.
Vă rog tare mult, insist, să vorbim pe rând, da? Nu ne băgăm unul peste altul. Eu am alte discuții. Care au 2 miliarde, 200. Mai avem o lucrare în bicuire acolo, alt, terminăm și o să facem decepția. Da. Alte discuții, dacă mai sunt, la punctul 1. O să nu știu timpul cu noi. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Da. Așa. Numărați. Așa. Încă o dată supun spre aprobare, deci 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6... Bun, la plătești? Votează pentru. Bun, bine. Dar atunci nu ai fost stătian și... 6, da? 6 pentru, 7 împotrivă, deci 7 proiecte. Eu am zis de tot. Știu despre ce e vorba, deci nu... Bani, cum se face, da? Eu am înțeles, am văzut ce se face, nu sunt, n-am fost de acord și văd că nici n-am fost de acord. Am văzut... Deci, proiectul care? Proiectul, da. Trecem la punctul 2, la ordine de zi. Dăm cuvântul domnul contabil să-l prezinte. Referat cu privire la rectificarea bugetului de urmă, este anul 2016, în urma suplimentării noțiunii de facultate integrală de VIA, privind finanțarea cheltuielilor de centralizare la locurile comunilor, orașelor, municipiilor, în conformitate cu prevederile legii numărul 2016, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Subsemnatorul a venit în cazul compartimentului financiar contabil al aparatului de specialitate al primarului, în cazul obiectului următoare. Ca urmare a adresei numărul 2695 din 2011-2016, transmisă de nouă de administrația județeană a finanțelor publice Facău, privind la redistribuirea sumei de 45.000 lei de TVA sunt necesare pentru partea salariilor pe luna octombrie la unității de învățământ de pe raza Comunei Pisănești, la capitolul 11.02, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de totale a salariilor cu numărul municipiului, din care pentru salarii scolului și alte locuri salariale stabilite prin ei de secund și contribuții la venitul acestuia în locul serviciului stabilitate. La partea de cheltuieri, suma, asta e bine la venitul material, la partea de cheltuieri, sume inexplicate din capitolul 1.03.02, așa e, așa semnul convențional, sume de nivel de închiriate în valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor decentralizată la nivelul comunului orașului. Suma va fi repartizată la următorul capitol de cheltuieli. Vă rog să ascultați, nu vorbim toți. Așa. La partea de cheltuieli, la capitolul 65, cheltuieli pentru învățământ. Așa ziceam, cheltuieli pentru învățământ. Filmul 1, cheltuieli de personal, suma de 45.000 lei pentru partea salarilor scolii de șasele. Așa, și noi am transformat în bani, calieri și vieți, și sunt contribuții acestea, în următorul primul mercat de cap. Deci, în urmă, 45 venit de la TVA, care vin de la Guvern, și au venit de la casa salariului. Pentru salariul, sporul, și mai sunt acolo. Și contribuții. Cum ați ajută să se vă, dacă vreți, domnul Ferici? De asemenea, analizând execute bugetare la data de 30 aici la mâini, de cartețele și practicele de la partea de creditor, s-a constatat unele depășiri cum ar fi. Capitolul 0702 în fost cu terenul de la persoană fizică, suma de 9.000 de lei. Iar la partea de cheltuie, suma a fost repartizată la
după cum urmează. La capitolul 51. Autoritatea executive, numărul de 4.000 din CAI, pierdul 1, cheltuieli de personal, sub capitolul 10.0104, contribuții, accidente de funcție profesionale, 500 de lei, nu merg în geoapă, nu? Mai departe. La capitolul 61.05, protecție 5 contra incendiu, bunul serviciu, alineatul bastanii, ca să nu mai capitolul 70-07, minatul micilor electric, pe urmă, capitolul 2013, adică totul bun interdictic, mai vizionat din genere. Nu mi-a duceau la plată, la urmat public, și am zis în urmă. Acolo îl poate un brand de capitol, e clar, nu? Ca să nu mă mai așa. Pentru plata la următorii, nu sunt semnul cu suficiență pentru a fi în activitate. Așteptările chiar totul revenit și cheltuiesc la data de 30 octombrie. S-a constatat că sunt credite neutilitate la unele capitule de cheltuiesc pentru care produsul fie virat la adică la alte capitule de cheltuiesc pentru că s-a învățat după urmează. Asta e altă chestie. Prin virată de la capitule care nu sunt cheltuiesc. Se vedează la capitolul 51, de la capitolul 51, cheltuieli personal, aliniatul 10.01.01, salariu de bancă, credite în valoare de 20.500 lei, la capitolul 70.06, eliminatul lui, pierdă 2 bune servici, aliniatul astea 10.000 lei. Și după aceea spun așa, se mai vedează tot de acolo, de la aliniat. 51.06, cheltuieli personal, dar în 10.01.06, alte editorul, credite în valoare de 6.000 de lei, de la capitol, tot același capitol, de la aliniată, 10.03.03, contribuții de asigurări de șomaj, credite în valoare de 500.000 de lei, 500.000 de de la capitolul, tot același capitol, contribuții de asigurări pe care de sănătate 0.3.000 de lei, total credite divinate, deci de la capitolul 51.01.03, asta înseamnă autorități publice, de la salarii, toate credite divinate, dacă 51.01, să spun așa, cheltuieli de personal, 10.01 și 10.03, cheltuieli care și contribuții, sunt în valoare 27.003.000. Sunt mai înțeles, la 61.05, contextul ce vine, nu mai este om acolo, o fost genul. Cheltuieli de personal, aliniatul 10.01, salariul de bază, 10.03, la capitol. Și ai un protecție de protecție, cheltuieli personal la 10.01.06, alte spori, credite în valoare 1.05. De fapt, ce vreau să spun aici, că nu pot să spun până unde. Iau credite din la capitolul ăsta din administrații și serviciul ăsta și le duc la imunat unit pentru a plăti lămpile care au fost condamnate. Și toate astea
Așa. Dacă permiteți o propunere, domnul președinte. Să termine. Da. Eu zic că s-a prezentat, asta vreau să spun. Eu zic că s-a prezentat pe scurt, că practic nu trebuie citit tot proiectul. Da, da. Prezentarea are material, scrie care are material, dacă e ceva să... Nu, zic, prezentare pe scurt. Eu am înțeles, oricum avem fiecare. Să trecem pe dezbatere, eu așa aș propune. Păi, ce se întâmplă? Ia doar 51, sunt duce la... De la învățământ, asta e pentru salariu. Nu, e mai elaborat. E mai laborios. Și-am mai luat și de la... Da. Bun, trecem la discuție. Cine s-a înscris la discuție? Eu mă înscriu la discuție. Da, domnule. Încep eu? Da. Da, deci, conform referatului întocmit din compartimentul contabilitate din cadrul primării, eu am structurat bugetul ăsta sau banii ăștia care trebuie discutați, am structurat așa pe vreo 4 părți, aș zice eu. Să vede într-adevăr că avem, într-o primă parte, trebuie să se acorde 45.000 de lei pentru instituțiile de învățământ. Acești bani vin de la, din taxa de, pe valoare adăugată și merge către capitolele de cheltuieli de personal. Aici este clar. Partea a doua, care o găsesc eu aici în referatul compartimentului contabilitate, o văd la, din impozitul pe terenul de la persoane fizice că s-a făcut unul depășit. Da, da. În sumă de 9.000 de lei. Da. S-au atribuit odată suma de 4.000 de lei la capitolul autorității executive și 5.000 pentru iluminatul public și electrificări rurale, dar aici vreau să-mi explicați, domnul contabil, sub capitolul ăsta, 20-30-30, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, care sunt în sumă de 5.000 de lei. Care sunt acele bunuri și servicii? Păi, efectiv, ce s-a făcut? Trebuie să ne înțelegi. Efectiv, spuneți-ne. Păi, s-au schimbat 10 becuri, s-au schimbat, nu știu, stâlpi, ceva, spuneți-ne. Nu știu, avem suma de 5.000 de lei care... De ce? O să revin la suma asta mai târziu. De asta zic, aș fi vrut să ne explicați. Da, efectiv. Da. Deci ăștia bani se duc pe întreținerea iluminatului public. În schimbare de acolo. Deci este o factură care este în mentenanța. Discutăm și despre... Acum, să spunem sub capitolul ăsta, 20-30-30, alte cheltuieli cu bunuri și serviciu, s-a alocat suma de 50 de milioane vechi. Ce s-a făcut efectiv cu banii ăștia? Deci banii ăștia pe tot anul, se face așa, schimb de becuri. Deci toate defecțiunile care apar la iluminat public. Deci asta se... Din aia se face. Începând de la schimbat becuri, fire, izolatori, relei de pornire, ceasuri. Deci tot ce înseamnă iluminat public. În afară de plata curentului, de care e la capitolul ăla. Tot acolo. Așa. În partea a treia, de pe referatul care l-a prezentat compartimentul de specialitate, avem necesitatea plății unor facturi. Da. Că nu au fost credite suficiente la niște facturi. Sunt explicate aici și acestea, care sunt în sumă de 68.000 de lei. Da. Deci, una dintre ele este diferența de la lăm. Deci, la lăm, normal, noi mai avem cât avem? 90.000 de plătit, nu? Așa, eu cred totodată. Deci s-a plătit 68.000 de lei, adică 680 de milioane. Mai sunt de plată. S-a plătit 68.000, sau urmează să se plătească 68.000 pentru firma care ne-a furnizat aceste lămpi de așa. Și acea sumă de 5.000 de lei trebuia, cum spuneți dumneavoastră, la servicii. Ceea ce vroiam eu să cer aici pe domnului contabil, și am spus-o și la rectificarea tuturor bugetelor, că a mai fost încă două până acum, doream să se contabilizeze sau să se totalizeze undeva într-un capitol. Deci eu a trebuit să stau să iau pe fiecare subcapitol și capitol ca să pot să-l descifrez, să folosesc termenul ăsta. Am solicitat și tura trecută. Domnule, întocmiți un proiect din ăsta să-l înțelegem toți, că nu toți avem studii de specialitate, finanțe și nu știu ce. Nu avem toți studii. Deci am zis să se folosească o explicație pentru toți consilierii. Ce raportați dumneavoastră la Ministerul Finanțelor să vede. Avem aici forma de buget. Dar trebuie să-l înțelegem și noi. Nu am un total, nu știu de unde frec, care trebuie să stau să calculez pe fiecare șansă. E pentru dumneavoastră ce spune domnul. Deci eu pentru dumneavoastră spun, domnul contabil. Da, și al patra capitol care l-am considerat eu că ar fi în acest referat, este într-adevăr să ia creditele neutilizate și să duc, cum am spus, o parte să duc la plată alea și o parte pentru ajutoarele de încălzire și
pentru schimbarea acoperișului la școala. Deci eu asta îmi doresc, dacă se poate. Domnule, să ni se facă, știu, să ne se prezinte mai explicit, ca să-l înțelegem. Asta am cerut de fiecare dată. Și mai vreau să fac o observație, numai puțin, mai vreau să mai fac o observație vis-a-vis de... Aveți forma de buget care dumneavoastră probabil o raportați la instituțiile abilitate. Am studiat toate capitolele și din forma de buget. Venituri, cheltuieli de funcționare. Nu regăsesc acest capitol, 70-06, iluminat public și cum e trecut acolo el. Așa, nu-l regăsesc în această formă, capitolul ăsta. Nu-l văd. Am capitolul 70-02 și sare la capitolul 74-02. Nu o găsesc aici în forma care o raportați dumneavoastră. Am luat capitol cu capitol, am verificat toate... Nu, deci domnul contabil, numai puțin. Capitolul 70-06 e capitol distinct. Restul sunt sub capitole ce am discutat noi cu... Nu s-au mai alocat niște bani. Păi ăsta e, 70... 06, uitați-l aici. Aveți capitolul 06. Nu este trecut aici în forma asta de care l-a portat dumneavoastră. Nu-i trecut. Deci, vă rog, deci aș dori, dacă ăsta, să ne faceți mai explicit bugetul ca să ne putem pronunța pe el. Păi ei raportați dumneavoastră, deci am spus, ei raportați dumneavoastră către instituția abilitare. Să, deci să ne faceți pe înțelesul tuturor consilierilor. Nu toți avem studii de finanțe. Păi cum tuturor? Ăsta-i capitolul, ăsta-i contul, ăsta e ce să-i facă. Uitați, în forma dumneavoastră nu regăsesc capitolul Ilumina Stradală. Nu găsești, secretarul greșit, dacă nu-l bătut la mașină. Nu-l bate la mașină. Am înțeles. E bine. Dar dacă le atunci, da. E greșeala de redactare. E greșeala de redactare, dar trebuie rectificată. Nu, că eu când am la finanțe. Nu pot să... Nu e mai puțin. Păi s-a fost să fie acolo și eu ți mi-a arată așa de eu am mai făcut și eu o compunere, dar dacă nimeni... Haideți totuși, cum veniți la jurii. Da. Când e rectificare, haideți să ne întâlnim cu contabilul, chiar în de ședință și la bugetnați. Bineînțeles, acceptul primarul. Fără facturi, fără așa, așa, nu e nicio chestie. Deci eu am nu să vreau să fie totul transparent, nu trebuie nimic. Dacă mi se permite să răspund. Ideea este în felul următor. Eu am înțeles, dar ceea ce spuneți la când totul transparent, dar să reiasă și din documentul ăla. Să reiasă, pentru că noi aici ce am discutat până acum este un referat al unui compartiment de specialitate, da? Dar eu în forma de buget nu găsesc acel capitol. Aici e problema. Nu, e greșeală din... Să rectifici cine greșește. Să rectifici. Că așa e, așa greșește. Toate... Am văzut că scris că domnul Coman Mihai a botezat pe cer. Asta e foarte mult de lucru, nu o să rectifici ce-ați consemnat, nu o să rectifici ce-ați consemnat. Dar întrebește doamna secretară, ar trebui să fiu cel mai atent. Ar trebui să o schimb. La alte discuții la punctul 2. Alte discuții la punctul 2. Nu mai sunt, nu? Trecem la... Vot. Cine este pentru? Împotriva ține? Nimic. Nu am nimic de voturi. Vreau să mai da. Și cu ce se ia cu 606, să știți că dau bani. Trebuie să facă un hotărâi de guvern, că gata. Dar noi am pus un capul ăsta. Un capul care nu dă bani. Nu dă bani, să ce e vreo putere. Nu puteam să... Da, nu puteam să... Chiar acolo mai deșteți ne-a transmit omul. Da. Au venit. Și mai e o chestie, mi-a venit mie acum prin telefon. Mi-a mai dat o fântă, așa, prin TVA. Chiar înainte de acolo, din care 139 la salarii, l-am văzut în alt salarii. De decembrie. Și mi-a mai dat 39 la asistent personal. Mai facem o ședință, peste două zile, că ăsta trebuia să ia banii la Bățărăt. O prind aici. Păi de ce nu prindem aici? Da, prindem aici. Să prindem acum. De asta am și anunțat. Eu puteam să o prind, fără să spun. Știu o să prind.
Am venit să spun. Prindem tot în proiect. Da, prindem tot în proiect. Modific hotărârea și atunci nu face și rectificarea cu imunatul. Da. Bine. Nu am spus. Mai de rost, de rost, în plus că se găsea salarii cu 5 pietre în la bancă, nu? Pentru că e ultima lună din an, să fac încheierile de an, cine nu a lucrat în domeniu nu știe, dar uite cum mă trapa să explici. Sunt încheieri de an și de aia oamenii au vrut să facă proiectul, să primească banii societatea care a făcut lucrarea mai repede, ca să nu, poată și ei să-și facă finalul de an. Da, acolo scrie cu majorări de întârzieri, cu 1%. Da, nimic, că plătim noi și a venit curtea de concurs, cei ce n-au aprobat hotărârea să dea lucrurile. Păi dacă nu trebuie până în marge. Curtea de concurs, că vine, dacă nu aveai unicii de pregătării, nu aveai. Cei ce n-au trecut hotărârea, penalizările în bară lunii, când vine curtea de concurs, o să le plătească cei ce n-au trecut. Eu am mai văzut experiența. Deci eu răspund. Deci nu are voie. Dacă îmi permiteți, domnul viceprimar. Dacă îmi permiteți. Deci o să revin, deși nu mai avem voie să revenim la dezbaterea aceluiași proiect în cadrul aceleași ședințe. Nu avem voie să o mai dat. Totuși o să revin să vă răspund. Nu puteți să ne imputați nouă chestiile astea. Adică mă determinați să votez sau nu ce vrea, știu eu, conducerea primăriei. Nu puteți să-mi impuneți. Să înțelege. Dar numai puțin. N-am terminat. Nu am terminat. Mi-ați văzut nici că am fost așa. V-a răspuns clar Ministerul Dezvoltării Regionale că sunt două posibilități cu această... Din câte știu, din câte cunosc, acest proiect este finalul proiectului este în 2017, pe finalul anului. Așa știu. Se așteaptă să se dea creditele de pe 2017 în ordinea cronologică cum s-au înscris firmele, da? Eu nu sunt de vină că firma nu și-a cerut, nu s-a înscris la timp sau ce au făcut ei sau nu i-a dat guvernul bani. Da? Haideți ca să fim realiști. Da. Avem un domn. Aveți o problemă? Nu, dânsul așteaptă. Da. Noi am o problemă. Da. Trecem la alegerea președintelui pentru perioada următoare de 3 luni. Propune... Propuneri pentru președinte, vă rog. Doamna Marcina. Da. Alte propuneri. Da, cum fost vorba. Alte propuneri. Deci să punem la vot. Deci, președinte, doamna Găman. Da, trecem la diverse. La diverse. Pe 2016, la fiecare ședință care nu a fost, tot am fost care a pus cu drumul pe care se indicatoare, în care și face toți situații acum, ori luna nu zice nu luna nu e mai, când nu e problemă la luna. Ce s-au făcut și ce nu s-au făcut. Adică ce proiecte s-au aprobat și care există stabilor? Nu, nu de proiecte. Să vorbim ce am vorbit la diverse. De exemplu, eu am propus cu semnalizări de pe drumul ăsta de aici până la Târgu Ocra. Dacă s-au făcut tot vor de mers, dacă s-au... Adică să-mi prezinte tot ce ușor așa de... așa speculat din fiecare, băi, asta s-au făcut, face asta, nu s-au făcut. Raport de activitate. A, da, raport de activitate. Ori mi-o dați luna asta în decembrie care vine la sfârșit, ori nu are luna. În decembrie nu puteam, nu știu că dați seama, că să se luare. Iar mare ca să fie pe tot anul. Acum noi vom viață la față discuții, băi, omule, stai că eu am propus ceva, că nu s-au făcut sau s-au făcut. Altceva, alte discuții. Da, eu am și eu câteva de propus, dar, na, dacă mai sunt alt consilier, prefer să rămân mai la urmă. Eu am vreo 3 puncte de discutat. Dacă mai sunt altcineva. Da, una, aici partea asta, dacă mai vrea cineva, o discuție. Oricum, domnule, eu mai am 2 discuții, 10, 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
Mare plăcere, da. Restul facem. Nu-i nevoie de asta. Dar avem o situație creată la Caracrou și cele două familii solicită sprijinul, solicită rezolvarea situației. Vorba de familia Alboni, Tetea și Alboni Vasile. Știți că cât scandal a fost cu aprobarea pământului care s-a dat către familia Mihai. Familia Alboni Tetea stă cu grădina plină de apă, iar Alboni Vasile scoate în fiecare zi cu pompa apa. Noi am fost atunci trei oameni împotrivă să nu se distrugă acel pământ. Eu, domnul Petru și domnul Florentin. Oamenii vor să le ceară socoteală. De ce? S-a aprobat. Și ei au fost închiși acolo între betoane, între case mate. Și casa lui Vasile Arbune este la un pas de a se dărâma până în primăvară, nu prinde că ce? Vă întreabă oamenii, ce faceți cu noi? Așa, cu greutăție. Da, nu. Haideți să vă spun eu ce am fost și am constatat. În momentul când... La magazin? Da, mai la bani de magazin. Nu știu cine a făcut lucrarea la Arboni, nu la Arboni, ce spune, la Mihai. Nu la Mihai. La ăsta de... Vasile, Vasile Arboni. Tot Arboni, da. Șanțul din spatele casei l-a turnat foarte sus. Deci foarte sus. Noi ne-am dus acolo, inclusiv cu gelul, ne-am dus tot, ne-am uitat. Deci, familia Mihai ne permite să punem conductă pe teritoriul lor, bine, că nu e al lor în totalitate, că e concesionat, dar nicio problemă, zis, putem pune oricând o țeavă ca să nu scurgă apa. Noi degeaba punem țeava aia acolo. Asta ar însemna ca șanțul din spatele casei lui Arboni Vasile să-l dărâmăm. Ceea ce este un beton foarte masiv, nu știu cine a fost cu ideea. Am fost și cu de la Arboni acolo, amândoi, ne-am uitat și aia e singura soluție. N-am reușit anul ăsta, nu ne-a permis timpul, nu, să facem chestia asta. Încercăm, dacă, știu eu, după sărbători, ne permite timpul, căutăm un pic amărbare, ne ducem noi, spargem șanțul ăla de pe dată. Deci ăla ne... Cine a permis șanțul? Deci conducta nu e nicio problemă, noi o punem, dar șanțul așa este. În sus de apa, de acolo nu pleacă, că trebuie să treacă peste șanțul ăla. Primăria trebuie să-i facă șanțul. Normal nu! Nu! Dar fie pe situații de urgență, să zicem că o facem. Primăria, atunci, și primăria. Primăria, oamenii consideră că primăria este vinovată prin faptul că s-a aprobat Mihai. Mai vorbim și altă chestie. Deci, între Arboni Vasile, deci e șanțul ăla care vă spun eu, nu avea nicio treabă cu terenul nostru. Deci era celălalt, Dobre Vasile. Deci era pe cine? Mihai Nelu a cumpărat Ion, a cumpărat de la Dobre Vasile. Deci acolo, indiferent că noi aprobam sau nu aprobam, dacă ăla voia să-i dea voie, îi dădea, dacă nu, era proprietatea lui. Deci aici e un problemă. La spatele casei era un șanț care venea exact până dar nu era pe proprietatea mea, era pe proprietatea. Oamenii erau bătrâni, au văzut cu un acord, le-a zis, băi, facem șanț. Și l-au făcut până la urmă de donat. Că și Dobre a contribuit și al voi. Dar cine l-a făcut? Că l-a făcut foarte sus. Pentru că s-a înălțat de la Mihai, de aia... Dar nu că șansul este turnat mult înainte de... Păi, corect. Și s-a înălțat Mihai și a revenit tot rău fost. Tot pentru că eu văzut că am trebuit de refăcut cu șansă, că răspundă până drum. Deci, dacă sunt acum, dacă ar fi bani, să zic, până la urmă trebuie să vedem cum facem, să plecăm de la șans, chiar dintre proprietăți de acolo, pe același nivel, până în fund, acolo nu ar mai fi probleme. Dar v-am spus, eu am fost, am constatat și chiar am vorbit cu Nea Titel și Nea Titel, a că da, bune, așa e, dar ce să-i faci? Cum mă putem dărâma acum? Deci, noi putem face o evacuare mai sus în șanț, dar șanțul de la drum e mai sus decât acolo. Deci a făcut orice acolo. Este sub nivelul da, singurul, singurul om în fiecare zi scoate din veci apă de pomă. Casa este deja prin sumezeală, e umedă jos. Azi, și curtea din partea dinspre Onești, unde are betonul ăla fost. Ai văzut aproape că e mai sus decât spatele casei. Și nu găsești... Deci apa nu are, indiferent. Deci singurul lucru care, singura posibilitate care ar fi, v-am spus, de la colțul magazinului, să bat ceea ce v-am spus, eu am vorbit cu ei, ne-am pregătit, nu e nicio problemă, că nu trebuie să puteți face. Să bat nivel până în fund, acolo. Atât. Aia, eu știu că e o soluție grea, dar nu știu.
trebuie să o rezolvăm pe da, dacă se apucă la aceste lucrări, din punct de vedere juridic, eu zic că trebuie făcut într-o formă oarecare. Da, da pe situație urgență, se poate un acord. Nu e în domeniul public. Proprietatea omului. Da, dar dacă se pleacă de la domeniul public, se trece pe proprietatea omului. Da, dar e vorba de calamitate. Omul a fost... Da, putem băga să omul a fost, fost în perioada aia calamităților, pe anodacile. L-am ajutat mereu, da. I-am dus pompa, i-am dus, am scos, am stat zile întregi, am scos apa din valca aia de acolo. Deci acolo tot timpul va fi o problemă. Trebuie găsit o soluție. O soluție ar fi, dar nu știu dacă acceptă ei, când se mai escavează de pe alte părți, să se bage cu cultură acolo. Deci da. Să se ridice un pic fundul ăla. Asta înseamnă și de la zonei de teamă. De la zonei de teamă, către Ionul Vasile. Acolo trebuie măcar un metru. Păi și de la... Vreau așa, vreau să-i explic. Vasile, de acolo am spus să se bage pământul. Cât s-a cărat? La Cioclea. Păi da, și-au umplut toate păraile. Păi, și era bun acolo. Am spus da, să duc acolo. Da, vezi, la mine era porumb și nu strică porumb. Deci, când eu zic după mine așa, sunt multe persoane, cetățenii din comunii, care vor să facă ceva, dar nu și asumă niciun risc. Dacă noi ne asumăm un risc, băi, te ajutăm, facem aia. Asta e cât poți pierde. 200 de kg de jucă, dar nu ai decât, nu-i mai mult. Cât e în balta aia și așa n-a crescut că a fost inundat. Deci, vă dați seama. Dar, dacă, asta e situația. Să ne asumăm numai noi. Nu putem numai așa, ideea era în următoarea asta, vreau să explic. Doamne, dacă sunt, dacă aceste scurgeri vin și de pe domeniul public, trebuie ajutat domnul. De pe domeniul public. Dacă vin de pe domeniul public, se duc pe proprietate privată, trebuie făcut ceva și ajutat domnul. Trebuie stabilit lucrul ăsta. Dacă vine de pe domeniul public, trece prin proprietatea lui, trebuie luat niște măsuri și deviată, știu eu. Ce sunt de bani? Dar normal, dar nu se fie, nu cred eu. Dă voie, dar domnul Granatul, intri casă și în gardul ăla, n-ai pus de bași cu utilat. Nu, trebuie un picamăr, știu, un vasocompresor cu un picamăr cu furtun să poți să te duci și manual. Deci manual, nu ai poți să prezi cu utilat. Și mai dăm și în altceva. Aici e problema. Acolo s-a lanțat mai sus, aici e jos. Că eu când eram copil, că dacă am stat acolo în zonă, când eram copil, mi-aduc aminte că mă duceam la o fată de mine, care mă n-are cu câțiva în camine. Și da. Un văr de-a ei, Daniel, eram aproape de o vârstă. Da. Și le făceam că copiii acolo. Ei, și am prisma destul de înaltă. Ei, văzând tot au pus, tot au pus, de-a rămas prisma numai atât. Vă dați seama cât s-a înălțat față de gaura aia la da, deci asta nu-i... Cred că n-ar fi ceva de rezolvat, dar ne trebuie acceptul lor prima oară și a doua oară. Ce trebuie luat de asta, zic, dacă se implică și primăria și are respectul, acceptă prin acte autentice, vă spun. Da. Deci consimțământ prin acte autentice. Bun. O altă problemă, am văzut că drumul se umple de pământ acum, pe perioada asta agricolă, e în jale, cum arată drumul. Haideți să punem de la fiecare ieșire, la drumul Prătirei, la Dobra, capul dealului, să punem 100 de metri, măcar de balastru. Ca până la drum, tractorul oricum se curăță. O lea mai tare, balastru. Dacă ar fi asfalt, ceva. Lea pe roți și lea pe roți. Cel puțin pământul, când îl scoate, el trece apa să mergă. Dacă punem piatră... Dar nu se duci. Dar am pus piatră de data pe care trebuie să arate. La modul general se cam cunoaște situația și de unde provine și cum, la modul general. Da. A, bine, la modul general, la fel nu dă mai zici, nu folosesc nume, nu folosesc nimic. Dar la modul general se cunoaște situația. Problema este următoarea, deci din punct de vedere al legii, și acei cu utilajele agricole sunt obligați să se dea jos frumos din tractor, să seama în tractor acolo, că el nu se poate da jos, curiți roțele. Așa spune legea, înainte de a intra pe drumul modernizat. La Brătești, când intrați despre Târgu Ocna, toate gardurile stropite cu noroiul care a rămas pe jos. Toate gardurile de pe partea de jos. Deci gândiți-vă că, nu știu, ar fi trebuit să implice chiar și poliția, că sunt sancțiuni pentru lucrul ăsta, trebuie poți să dea sancțiuni. Atât firmei, cât și conducătorului auto. Deci există această situație. Da, dacă ți-a ajuns, vă preocupi. M-am gândit și am vorbit și cu poliția. Cred că anul ăsta nu mai avem timp. Dar în ianuarie sau în februarie. Să ne gândim toți, dar toți, nu voi da și unul sau trei, șapte, cum suntem aici. Da, absolut. Să facem o hotărâre prin care să dăm la poliții anumite, să ne îndeplinească anumite cerințe. Cerințe. Ei acum s-ar băga. Dar mereu mi s-a spus, domnule, noi nu avem o hotărâre de Consiliul Local cu dispoziții.
spun. N-are voie omul să parcheze, să răstoarce mașina cu palas în drum, să blocheze traficul. N-are voie omul să parcheze pe marginea drumului tot felul de utilaje și tot felul de... Deci noi nu avem așa ceva și nu avem dispoziție. Îmi dați voie să răspund. Vă spun imediat. Nici nu trebuie nicio hotărâre de Consiliul Local. Este lege. Este lege specială dată, care este ordonanța de urgență a Guvernului 95 pe 2002, care este regulamentul circulației rutiere sau codul rutier, ca să fiu mai explicit. Prevede tot ceea ce mi-a spus dumneavoastră acum, prevede în codul rutier. Poliția are competență să constate fapte și să aplice sancțiuni. Am înțeles asta. Da. Și atunci ce hotărâre de Consiliul Local mai dăm? Da. Problema e că avem lege specială. Dacă el primește, nu, hai bun, asta dar și cu curățatul șanțelor. Deci poliția, dacă are din hotărâre de la Mediul Consiliului Popular, aia iau ceva. La poartă, la om și da. Mai curăță șanțul. Asta iau ceva. Acea competență, dacă îmi permiteți, acea competență poate, da, poate fi dată și poliției locale. Da. Acea competență cu curățatul șanțurilor. Da. Aia nu are competență Poliția Națională, într-adevăr, nu are. Da. Dar se poate da la Poliția Locală competența. Bine, Poliția Locală... Da, printr-o hotărâre din Consiliul Local. Da. Corect. La noi deci, adică la ceea ce este legat de mediu. Ei trebuie să acționeze bine. Da. Deci, acea competență poate fi dată la Poliția Locală. De cât îi cunosc, merg în patrule mixte, atât Poliția Națională cât și Poliția Locală, și pot aplica sancțiuni împreună. Acum nu mai merg din cauza că la Poliția... Nu știu, dar așa, ultima dată așa ai văzut. I-a rupat iar... Mă rog, între comune, zonale, nu mai știu exact. În situația asta să găsesc soluții, așa zic. Avem legislații în vigoare, se poate pune... Bine, noi putem face... Le-o pune pe masă, ne-a asta, uite, conform lege și ce vă dăm noi dispoziții, trebuie îndeplinit. De acord. Apare, vine perioada de iarnă, apare următoarea problemă. Bicherii sunt folosiți și la fază aici. Va fi necesar iarna să noaptea să acționeze și lei de serviciu aici. Nu. Deci aici nu știți situația. Picherii, noaptea, în situațiile de când e viscol, nu numai ei stau, să faci un comitet local pentru situații de urgență. Și aici este tractoristul, bulduie excavatoristul, omul de la situații de urgență, picheristul și încă un om. Deci în momentul când apar viscolele, aici se face un comitet. Dar nu că vrem noi să facem, suntem obligați. Directiva vede de la... De niciodată nu o să se întâmple chestia să rămână. L-ați văzut. Dar ce a rămas? N-a rămas niciodată. Dar cum avem sărăriță? Avem tractor cu lamă, bun, excavator cu lamă, sărăriță, plus depozitele de risip care s-au făcut prin marginea drumului. Deci asta nu o să fie o problemă, eu garantez asta. Anul ăsta nu va fi problemă. Mă rog că nu avem, este tot un iasic. Nu avem treabă să rămân județean. Deci să înțelegeți și să explicați la oameni. Deci drumul județean nu am. Că dacă îl văd că are un pic de zăpadă și tot mă duc la Brătești, nu zic că n-ai pune un pic lama pe jos. Dar eu nu acționez pe drumul județean. Da, eu îmi desfac drumurile comunale și să sătești. Dar și ăla să meargă cu lama pe jos. Că el merge pe sus. Nu mă interesează cu ăla, nu-i de mine, nu-i a meu. El e contractat de Consiliul Județean, ei îl plătesc, ei îl contractează. Înainte era, venea pe ei, spunea ștampila. Acum nu mai avem noi nici nimic. Păi, atunci merge primăria, în urma lui și Radi, că oricum rămâne. Nu are voie. Nu are voie să meargă. Păi, dar ce se facă, dar cum rămâne echipa? Și dacă deteriorează ceva, poți să-i plătești primăria. Deci drumul județean începe de acolo, de la de la drumul se termină la spre Târgu. Și facem cu cercul ăla din apă. E pus acolo, parcă tot în apă. Nu este tot așa de apă. Din apă. Unde e în apă? Unde e? La Brăchești. De la ce vrea urmă? La Brăchești... Când am vorbit? Mie mi-ai spus o săptămână, acum două săptămâni, sau cum să tu, Mihai, la ce vrea? Eu zic și ea. Da, da, da. Nu vrei să tăpânești. Nu poți să tăpânești. Poți zis în momentul în care în gheață sau ți-o uțută, ca să poată intra utilajul de rege sus, a venit și a schimbat. Ai de ele am de la două amunași cât și unde. Au și mic. Nu știu că zic. Ăla e cu bititor. Am înțeles. Stână în fii. La toată, la toată, 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 care este planificată în momentul în care permite terenul să intre. A fost o gaură lângă el, în partea de la gheață, și acum e lăsat. Acum nu m-am fi nimic din zonă. E foarte tare. Înainte era un pic aplicat, dar acum e... Poți să vezi o bucură de ele, vă rog? Da.
Deci, la ședința trecută s-a discutat problema cu pământul ăla de la școala Glodosu. Așa cum ne-ați indicat, eu am făcut o împuternicire ca să mergem să studiem dosarele în Arhiva Judecătorii Onești. Nu putem face un proiect de hotărâre așa cum s-a pronunțat aici în ședință, pentru că eu nu am la cunoștință despre toate dosarele. Doamna secretară nu mi-a pus la dispoziție toate sentințele. Nu cunosc ce conține. Și ca atare, eu am făcut o împuternicire să mă duc să mă documentez la nivelul judecătorului. Am întocmit această împuternicire în trei exemplare, din care unul rămâne aici la primărie și două trebuie să, unul trebuie să-l predau la judecător. În conformitate cu ordonanța de guvern 35/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Local, această împuternicire trebuie semnată de președintele de ședință a Consiliului Local. Și acum o să vă dau, domnul președinte, să însemnați această împuternicire, dacă vreți să ne mandatați și, bineînțeles, dacă sunt de acord și ceilalți consilieri, să mergem să verificăm dosarele la Arhiva Judecătorii. Deci, da, supuneți la vot, dacă sunteți de acord, să mergem să verificăm. Să punem la vot cine este pentru. Atunci vă rog frumos să însemnați împuternicirile. Deci sunt trei exemplare. Va trebui număr de înregistrare și din dată și... Au, dar numărul... Bine, o să vin ulterior. Da, numărul. Întâlnim, dar așa trebuie să vă verificăm. Da, deci revin ulterior. Așa, să nu uităm cu comisia pe pătură. Mai puțin, stați că mai am... A, mai ales? Mai am o problemă. Deci, iar ca ștampilă să-mi aplicați ștampila Consiliul Local. Consiliul Local, da. Așa, a doua problemă pe care vreau să o ridic. Nu, dar nu-ți trebuie număr de înregistrare. Da, vin eu. Dați-mi cu aceea, vin eu. A doua problemă pe care vreau să o ridic, aș dori, dacă tot așa la propunere, deci propun și consilierii să se pronunțe dacă votează sau nu, cu privire la să constituim o comisie de analiză și verificare a tuturor lucrărilor ce se face în comuna noastră. Cum l-am înțeles? Deci vrem să constituim o comisie de verificare și analiză asupra lucrărilor care se execută în comuna Bârsănești. Eu vreau să fac o propunere, o să propun și membrii dacă vor să accepte și dumneavoastră dacă doriți să votați sau nu această propunere. Pe care să o constituim astăzi și începând de astăzi să și întind dreptul ca să folosesc termenul așa. Deci, eu m-am gândit așa, să propun ca membrii pentru această comisie. Pe domnul Ari Felix, pe doamna Poenaru și pe domnul Ienache Lucian. Eu am dacă, mai așa... Nu, dacă să întrebăm de... dacă acceptă și dacă acceptă, să supune la vot. Uite, nu vor merge nici la pășune, pentru că nu se stabilește... Deci domnul Ienache nu vrea. Adică nu poate, am înțeles. Doamna Poenaru... Vreți, doamna Găman? Sau altcineva, dacă dorește? Alte propuneri? Eu aș zice să vă... Să constituim și această comisie. Sunt care nu la comisia de la Nimașul, ca să vă întâlniți. Ideea este ca să înlăturăm orice suspiciune și ca să lucreze transfer. Asta este ideea, că tot apar discuții la tot felul de situații. Și ca să eliminăm orice discuție, constituim această comisie și în funcție de asta ei se vor deplasa, vor verifica facturi și tot ce intră. Deci, încă o dată, cine sunt propuși? Deci, eu am propus pe domnul Ale Felix, dacă se este de acord, vă rog, spuneți, da sau nu? Da. Doamna Poenaru. Da. Și nu mai trebuie doamna Găman. Vreți? Merge cu doamna Găman. Supuneți la vot, vă rog. Supunem la vot cei patru membri. Cine sunt? Trei. Păi și dumneavoastră, nu? Nu, eu nu. Eu sunt deja în trei comisii, nu mai am voie. Ceea ce e doamna Găman? Deci, doamna Găman, domnul Felix și doamna Poenaru. Trei este. Deci, această comisie se denumească Comisie de Evaluare și Analiză. Asupra lucrărilor din comună. Vezi, nu găsești moșul. Efectuate pe 2016. Da, pe domnul. Da, bine, să trebuie în 2017. Durata mandatului. Pe toată durata mandatului. Uitați cum a propus domnul. Pe toată durata mandatului. Da. Altă, a treia. A treia. Aveam, deci, da, a treia. Am depus către Primăria Bârsănești un raport privind indemnizațiile de ședință. A fost depus raportul la data de 15.11.2016. Până în prezent nu am primit nicio opinie vis-a-vis de acest raport. Mai așteptăm sau cum procedăm? Așteptați până luni. Deci să așteptăm ca primăria să-și formeze o opinie. Da. Și nu face... Bun. Deci atunci nu-l mai punem în discuție, așteptăm până luni și eventual... Da, și eu
după mine, era... Asta rămâne... Deci, ca să prezint, poate ceilalți consilieri nu știu. Poate ceilalți consilieri nu știu. Eu cred cu cine discutăm. Deci, domnilor consilieri, noi, Comisia Juridică, după cum știți, la data de 20-a 10-a ne-am întrunit în ședință separată pentru a dezbate o problemă a unui cetățean din Comuna Bârsănești. Este posibil că și de acum încolo să ne întrunim. Că, din câte am înțeles, din informațiile pe care circulă în spațiu public, mai sunt cetățeni care ar dori să adreseze Comisiei Juridice cu anumite plângeri și sesizări. Ideea este în felul următor. Noi ne prezentăm în aceste ședințe, dar dorim să ni se acorde și indemnizația de ședință stabilită prin lege. Este legea OG, deci Ordonanța de Guvern 35 din 2002, care ne specifică clar în articolul 34 că atunci când comisii de specialitate se întrunesc în ședințe, pot să se întrunească între una și două ședințe maxim. Deci la o ședință ordinară din Consiliul Local se întrunește obligatoriu. Iar atunci când se întrunesc separat de aceste ședințe, nu deci ea este, nu e ședință separată. Este acolo ședință. Noi ne-am întrunit Comisia Juridică și dumneavoastră v-ați întrunit toți în Comisia Extraordinară, că pentru că noi am întrunit avizele de legalitate, să consider că ne-am întrunit comisiile de specialitate. Chiar dacă este ședință extraordinară, că ședințele extraordinare nu se plătesc, deci nu se plătește indemnizația. Totuși, comisiile, dacă se întrunesc, ele trebuie plătite. Chiar dacă nu se plătește cealaltă ședință. Înțelegeți? Ei, asta este. A doua pe care vreau să o ridic, deși nu știu dacă până acum s-a practicat, dar bănuiesc că nu, este și articolul 40 din lege, prin care spune felul următor, că aleșii locali care folosesc autoturismul, proprietate personală sau mijloace de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază, în localitatea în care se desfășoară ședința Consiliului Local, sau a comisiilor de specialitate, vor primi contravaloarea transportului. Așa prevede legea, da? De ce vreau să ridic această situație? Noi am aprobat pentru primăria Bârsănești, la două autoturisme, cantitatea de 200 de litri de fiecare mașină, da? Dacă primăria Bârsănești au să se deplaseze, dorim și noi să avem aceste indemnizații. Da, domnul, chiar dacă pare, știu eu, o sumă infimă, este dreptul nostru. Trebuie respectat. Atât am vorbit de spus. Nu mai am alte propuneri. Și bugetul cum îl determinești? Trebuie să fie acceptat? Nu știu. Calculați. De asta avem compartimente de specialitate. Partea a doua, singura soluție care se poate să dea, să chemăm un reprezentant al Curții de Conturi, să vedem. Și atunci ce facem cu drepturile consilierilor? Ce facem cu ele? Nu. Vă spun la partea a doua cu transportul. La prima parte. La aia. E lege specială, prevăzut într-o lege specială. Este un drept al oricărui consilier. Ce facem cu el? Îl încălcăm sau îl dăm? Aici e problema. Nu, și acum se plătesc două ședințe. Acum. Când vă dea indemnizația asta. Deci sunt două. Păi una pe comisii, dar eu am mai spus asta. Da, una pe comisii. Deci n-ați înțeles asta. Deci mai repet o dată. Avem ședința ordinară a Consiliului Local, prin care se plătește ședința ordinară și ședința de comisie. Da, odată. Da. Noi ne-am întrunit separat în luna octombrie. Comisia Juridică ne-am întrunit separat încă într-o ședință. În afară de aia. Da, ne-am mai întrunit odată. Dar nu se compensează cu lunile care nu se participă în locul. Păi nu se compensează. Că ni se acordă doar exact numai pentru cât participăm. De asta spune legea, una, două ședințe. Deci am spus și în luna septembrie ne-am întrunit de două ori comisii de specialitate. Nu o dată. Nu compensează acum și când ne chemați de trei ori pe lună la o ședință. Păi, asta e mai mult de trei. Și mai mult de trei. Dacă au fost cu oamenii, am trebuit. Să plătesc două, da? Deci, condiția legală este întrunită, ar trebui să se acorde aceste trei. Doar ați făcut rapoarte, ați făcut... Dar din, nu știu, din păcate văd că trebuia să se acorde această indemnizație de luna trecută, nu acum. Adică se deci acum în momentul ăsta ne aflăm într-o situație, cred că penală, pentru a fost în serviciu. În momentul ăsta, drepturile trebuie să plătite la zi. Eu am luat la cunoștință, prevede legea. Nu e vorba că e o sumă infimă în fond, e o sumă infimă și cu transportul, dar este dreptul nostru și să ni se dea. Așa cum noi aprobăm pentru Consiliul Local, pentru Primăria Bârsănești, toate facilitățile de deplasare, vrem și noi să le avem.
Da, dar, Nelu, la începutul anului când s-a făcut bugetul, nu se prinde o sumă pentru indemnizație de consilierilor? Și acum noi dacă nu îi dăm. Aici e problema. Aici e problema. Dacă bugetul de anul trecut nu s-a prins. Da, am înțeles. Pe 2007. Nu-i problema noastră. Dar să fie pe 2007. Păi da, ședința a fost făcută în octombrie. Problema este să urmă, ce fac? Refuz cererile cetățenilor? Ce fac? Aici e problema. O să refuz cererile cetățenilor, nu? Că eu nu pot să mă întâlnesc. Da, nu știu, e treaba ta. Vedeți? Deci am la ședință. Deci dacă o luăm așa, cu nimic și mă întâlnesc, nu vreau să facem nici nu vreau să facem. Mergem la masă, e o problemă. Posibilități, ilegal. Domnul primar, deci eu am înțeles. Deci, nu, deci ideea este în felul următor. Este lege specială. Sunt drepturi stabilite în lege specială, da? Legea de funcționare. Sunt lege. Acum, cum să ne înțelegem sub ce aspect? Ne întrunim, ne întrunim. Dar ce, cum să ne înțelegem? Să începem cu anul viitor, dacă nu avem un buget. De unde se scoate? Aia e problema. Bugetul doar... Nu știu, se prepară primăria. Deci, avem compartimente, nu știu. Deci domnul consilier vrea să zic că deci nu cere ceva în plus. Ce am înțeles, am înțeles, dar am și aici dreptul lui. Dar problema e nu să vă poți. Dar nu ce să cere să consiliu să nu mai se mai de bani. De unde? Că nu ne-a interesat prea mult, dar e o sumă infimă, e 80 de lei de ședință sau 90 de lei. Practic atât ai de ședință. Ce să mai... Atâta este. Eu v-am înțeles, dar... Nici așa nu. Trebuie să poată. Dacă nu, am de instituții statului. Și dacă nu, se forțează instituția statului. Da, acolo, dar nu este. Da, deci e o atât. Vedem ce se poate. Da, rectificarea de azi. Poate va trebui să ferește toate. Practica problema acum și sperăm că se rezolvă. Nu, eu nu am. Eu nu, Doamne ferește, nu vreau să înțeleagă că eu am ceva cu cineva. Dar așa cum... Să acordă drepturi pentru ceilalți, pentru administrația publică locală, ca să funcționeze instituția primarului și a compartimentelor de specialitate din subordinea primarului, tot așa vrem și noi, ca să aprobăm și pentru noi. Că întâlnim după cu lumea și consumăm benzină, că nu rămâne prea mic și mai... Atunci când... Și dacă... Deci am înțeles că o să... Eu n-am participat până acum în comisie, că e primul mandat. Dar când o să fie de, să se dezbată bugetul pe anul viitor, să, am înțeles că vor fi ședințe mai multe, da? Eu nu sunt obligat să vin aici dacă nu mi se îndeplinește și drepturile prevăzute în lege, nu? Pot să refuz lucrul ăsta. Nu știu dacă au fost. Păi nu știu. Nu tot oraș. Nu, exact. Nu, au fost în bugetul. În ianuarie au fost anul trecut 3 ședințe. În ianuarie, decembrie. Decembrie. Ca noi, s-a mai trimis alt comit? Păi dar nu mă interesează. La urecheciu. La urecheciu a ajuns în calmin. Domne. Deci v-am spus, dacă un cetățean mi se adresează o petiție, eu ce fac? Îi resping petiția pentru că dumneavoastră nu vreți să ne plătiți indemnizațiile, ce fac? Eu ca să vin aici, eu am o bază legală ca să mă prezint aici. Eu am idei, dai indicat. Deci dacă cineva trebuie, și dacă trebuie să plătim. Absolut. Bun. Rămâne totuși luni de rediscutat. Da, da. Trebuie să rediscutăm problema asta. Nici să vă pună să dau bani domnul ăla. Dar nu dau bani. Domnul primar, repet. Sunt legi speciale. Le respectați sau nu? Atât aveți de făcut. Ori le respectați sau nu. Am înțeles, dar trebuie să... E o legătură cu juristul, că el e... Dar juristul, experiență. Juristul primării, nu, secretar. Nu, așa s-a strigat. De fapt, e un pas. Păi de aia, doamna secretară, mă interesează că răspunde domnul primar, că el e coordonator de credință. Și doamna secretară, să scutură. Poate legea. Răspunde doamna. Poate legea din nou, împreună toți, și să scutură pe legea. Păi bine. Nu e adem ședință, dar e ședință. Bun, mai sunt două probleme. Deci cu Comisia pentru Unimașuri să stabilim data și domnul primar cu Colindu. Duminică, dacă vreți, la ora 2:30, să participați consiliere la aprinderea bradului de Crăciun aici, vor participa copiii de la școală, de școli din comună. Prioritatea va fi numărul 1 ei, aia mici, zero, grădinița, clase 1-4, după aia 5-8. Cât mai mare. Și domnul adult. Domnule, cine e mai bine din alte comune, după ce se termină cu copiii din comuna noastră, aia au voie să cânti până la 12 noapte, dacă vreau. Nu, dezacord?
Eu de ziutare, ce nu da, dacă suntem... Nu, da, deci asta e, nu vrem să stea copiii să răgească. Dacă nu, noi cu supărare, dacă nu putem să nu participăm. Dacă suntem prin zonă, participăm, da? Numai rugămintea e să participați, nu ca la focul Sfântul Dumitru, că am fost 3 consilieri. Și nu vreau să vă spun comentariile, dar am să vă spun după ce în sigilii camera comentariile. Da, nu, puteți să spuneți, domnule. E legat exact chestia de bani. La albele trebuie să primești în microbus, le aduc pe... Da, domnule. Dar unii trebuie să închideți camera, că o să fiu eu cu cei de la albele cu microbus. Păi nu, dar să terminăm. Dar, domn președinte. Alte discuții, dacă mai sunt? Nu, astea sunt diversificate. Deci la ședința închisă. Domnul președinte, ce s-a stabilit cu comisia asta? Care? Acum s-a ridicat problema. Ce s-a stabilit? Separat nu-i cum. Păi de ce? De ce nu-i la diferenție? Aia comisia să știi, nu trebuie să stabilim. Noi trebuie să stabilim o dată, asta e. Dar trebuie să fie pe fiecare în care nu poate veni. Să fiți filmat așa cum l-ai venit. Deci declar ședința închisă. O problemă. Mulțumim. Un doctor de familie să fie suplimentat în comuna Bursăniei. Păi de mă bine, bă, dacă astea se poartă... Domnul, v-am explicat, nu mai explicat, clar, domnul, ca să știu. A fost în sat, n-a vrut nimeni să se ducă la ea. De ce nu s-a trecut? A plecat pentru că n-a avut pacienți. Bă, n-a vrut, dar de unde se poate de ori? Păi nu, de ce nu s-a trecut? Eu m-am trecut la domnul, nu m-am respect. Ea transferă pe care nu. Nu era. Foarte urât se poartă. Dar bine, Dani, au avut comportament... Are comportament foarte urât. Nu știu. Și la asta e tot la fel.